Bun găsit, dragi prieteni, și bine ați venit la Sens TV. Sunt Sorin Manea și vă prezint Sens Național. Cele mai importante evenimente le aducem aici și le tratăm alături de cei mai buni analiști în domeniu. Haideți să vorbim despre niște lucruri foarte, foarte importante în această seară. Una care ar trebui să vă intereseze și noastră, o știre foarte importantă, este că Germania suspendă Schengen, așa că nu vă mirați dacă veți fi opriți la granițele terestre atunci când mergeți în Germania. Iată, este un moment critic pentru Germania și din cauza alegerilor care au avut loc, alegerilor regionale. Vorbim și despre Ungaria, care s-ar putea să intre într-o criză după ce ucrainienii au oprit conducta de gaz care trecea pe teritoriul lor. Și aflăm informații interesante despre trecutul lui Xi Jinping, care este suspectat că ar putea să-l trădeze la un moment dat pe Vladimir Putin. Vorbim și despre un scenariu al sfârșitului lui Vladimir Putin, despre ceea ce spune locotenentul Ben Hodges. Și Europa are nevoie urgent de 800 de miliarde pentru a putea ține pasul cu marile economii ale lumii, China și Statele Unite ale Americii. Ascultăm și avertismentul lui Benny Gantz în ceea ce privește războiul din Israel, conflictul pe care l-a deschis Israel în Orientul Mijlociu. Toate aceste lucruri, dragi prieteni, le vom dezbate alături de domnul Sorin Zaharia, analist de relații internaționale. Bine ați venit! Mulțumesc de invitație, bună seara! Și alături de noi, prin apel video, este domnul profesor Ștefan Ciochinaru. Bună ziua! Bun, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe domnul Zaharia. Nu știm dacă vom mai apuca să intrăm în Schengen cu granițele terestre înainte să renunțe toată lumea să abdice la granițele Schengen, la controlele de la Schengen, pentru că iată, Germania, după, este un efect al alegerilor din regionale din Germania, un efect al dorinței oamenilor până la urmă de a se simți în siguranță după cazurile în care migranți au atacat oameni pașnici și au asasinat două persoane. Haideți să vedem un scurt material despre închiderea granițelor Germaniei fără pașaport. Germania va reintroduce controlul pașapoartelor la toate frontierele terestre, chiar dacă face parte din spațiul Schengen. Guvernul german a anunțat oficial că măsura intră în vigoare de la 16 septembrie, cu scopul de a reduce imigrația clandestină și a spori securitatea internă. Vor fi introduse pentru o perioadă de 6 luni controle la frontierele cu Franța, Luxemburg, Olanda, Belgia și Danemarca, a detaliat un comunicat al Ministerului de Interne. Controlelor li se vor adăuga celor deja existente în vigoare la granițele cu Polonia, Cehia, Austria și Elveția. În comunicatul de luni, Guvernul Federal German declară că întărirea controlelor este necesară pentru protecția securității interne împotriva amenințărilor actuale ale terorismului islamist și criminalității transfrontaliere. La 2 săptămâni după atentatul de la Solingen, refendicat de gruparea statului islamic, Germania a informat deja Comisia Europeană despre această măsură. Codul frontierelor Schengen, SBC, prevede că statele membre au posibilitatea de a reintroduce temporar controle la frontiere în situația unei amenințări grave. Reintroducerea acestor controle este realizată numai în cazuri excepționale, iar autoritățile trebuie să înștiințeze Comisia Europeană înainte ca măsura să intre în vigoare. Toți vecinii Germaniei fac parte ca și acesta din spațiul Schengen de liberă circulație a persoanelor, însă din octombrie 2023 Germania a reintrodus unele controle la frontierele cu Elveția, Cehia și Polonia spre a-i descuraja pe migranți. Verificări similare sunt în vigoare temporar din septembrie 2015 la frontiera cu Austria. Da, domnule profesor Ștefan Ciochinaru, încotro se îndreaptă Europa dacă, iată, Germania se simte cumva amenințată? După ce au văzut rezultatele alegerilor, se pare că politicienii au luat niște măsuri drastice, aș spune eu. Da, cred că ar trebui să înțelegem cu toții că suntem în mijlocul unui război hibrid, purtat împotriva Europei de Rusia și de alianții săi din Orient și Sudul global. Copleșirea Europei de fluxuri necontrolate și masive de migranți este, alături de subversiune și sabotaj, una dintre armele cele mai folosite pentru crearea de dezordine socială, de probleme economice, incidente și revolte populare și, în ultima instanță, de dezorganizare statală.
La război ca la război, domnule Manea. Suntem nevoiți să suspendăm o serie de libertăți, cum este și aceasta a liberei circulații, pentru că, ce să vezi, dușmanii democrației folosesc tocmai aceste drepturi și libertăți pentru a lovi în chiar inima Europei democratice. De aceea, în opinia mea, dacă, așa cum spuneați dumneavoastră, vom fi opriți la controle de frontieră, la frontiera germană, sau la alte frontiere intraeuropene, va trebui să dăm dovadă de înțelegere, de răbdare și să cooperăm cu organele de control, înțelegând că suntem în mijlocul unui război purtat împotriva noastră, împotriva tuturor europenilor, cetățenilor europeni. De aceea nu trebuie să fim surprinși de această măsură, de altfel să știți că ea nu este cu totul nouă. Aceste controle la frontierele germane sunt ceva mai vechi, ele datează cam de un an de zile, la frontiera cu Austria chiar din 2015, dar de acum un an s-au introdus controle la frontierele Germaniei cu Elveția, cu Cehia, cu Polonia, dacă vă amintiți. Deci nu este ceva nou. Pe de altă parte, trebuie să înțelegeți că guvernul de la Berlin se află sub o presiune extraordinară din partea opiniei publice germane. Și o presiune care s-a accentuat după recentele alegeri locale, când ați văzut în landurile din fosta Germanie de Est, partidele și forțele de extremă dreapta sau de dreapta, dar foarte radicalizate la dreapta, au câștigat alegerile. Toate aceste curente care vin politice care vin puternic din urmă au pe agendă, în fruntea agendei, limitarea imigrației ilegale. Și vorbim de imigrație ilegală. Nu vorbim de ceea ce se petrece sub auspiciile legii. Ar trebui să vedem lucrurile din punctul acesta de vedere, să le înțelegem și să știți că risc chiar un pronostic. Este posibil ca astfel de măsuri de control la frontieră să apară și în alte țări din Uniunea Europeană, care sunt obiective țintă pentru imigrația ilegală, care, repet, este vectorizată pentru destabilizarea Europei. Domnule Sorin Zaharia, întăresc materialul dinainte și cu spusele domnului profesor Ștefan Ciochinaru. Este parte din propaganda, din manipularea Rusiei. Este plauzibil acest scenariu, având în vedere că am văzut că au fost sabotaje la fabrici de armament din Cehia, din Germania, adică e tot parte din arsenalul ăsta de atac al Rusiei, de a destabiliza guverne și de a face nesigură Europa? Aș pleca întâi de la motivele invocate de Germania și după aceea aș merge la cauze. Deci Germania a vorbit de migrație ilegală, primul aspect. Al doilea aspect a vorbit de terorism, al treilea aspect a discutat despre sabotaje, sabotajele făcute de sabotori din Federația Rusă. Dacă le luăm pe rând, o să vedem că migrația ilegală masivă în Europa a început odată cu primăvara arabă. Ca urmare, destabilizarea acestor state sub mobilul democratizărilor a dus la apariția acestei migrații ilegale masive. De ce? Pentru că atât în Orientul Mijlociu, cât și în Africa de Nord, ca să nu mai vorbim și de alte zone, exista un echilibru fragil între dictatură și democrație. Această primăvară arabă a dus la o stricare a acestui echilibru. Ca urmare, avem o bună parte din migrație ilegală de acolo. În al doilea punct, haideți să vedem cu cine a impus Germania pentru prima oară controlele. E vorba de Austria. De ce? Pentru că Austria este pe ruta balcanică a migrației ilegale. Primirea în Schengen a Croației,
și respingerea României și Bulgariei nu a fost justificată, întrucât prin această primire a Croației, de fapt, Austria a deschis larg porțile pentru migrația de pe ruta balcanică. Ne uităm la unde au pus următorul pas în care au pus nemții controle. Este vorba de granițele cu Elveția, Cehia și Polonia. Polonia se învecinează cu Belarus. Din Belarus vin foarte mulți migranți, printre ei și foarte mulți ofițeri SVR sau sabotori din SVR, din Asia Centrală, din Federația Rusă, de unde vreți dumneavoastră, și se deplasează spre Germania. De asemenea, o altă rută cunoscută ca fiind folosită de ofițerii SVR, dar și de ofițerii FSB și GRU pentru a face sabotaje, este ruta elvețiană. Din acest motiv, au pus aceste controle și cu Elveția. Acum au ridicat nivelul de control și cu toate celelalte state de care sunt vecine cu Germania. Asta pentru că foarte multe persoane migrate din Africa de această dată au venit în Franța, au trecut din Franța în Belgia, din Belgia în Germania sau chiar direct din Franța în Germania. Ca urmare, Germania își ia niște măsuri de precauție. Pentru că au realizat că a fost o politică greșită care a fost promovată de doamna Angela Merkel de a primi migranți foarte, foarte mulți pe care Germania nu îi poate gestiona. Da. De ce credeți că Germania a stat pe picior de așteptare? Nu a fost un moment bun? Nu a existat presiunea publicului? E foarte simplu. Alegerile. Aspect care aruncă o pată asupra clasei politice germane și în special asupra celor care sunt la putere, adică a cancelarului Olaf Scholz. Ca urmare, era absolut logic ca Germania să ia această măsură. Singurul lucru care analiștii politici în general își puneau întrebarea este când va face Germania lucrul acesta. Iată că l-a făcut acum. De ce este această grabă din partea Germaniei dintr-o dată de a trece la masa negocierilor, de a avea negocieri de pace? Nu erau ei cei care au propus ca din activele înghețate să se financeze în continuare lupta Ucrainei? Nu erau ei cei care credeau că e nevoie ca Rusia să primească o lecție pentru nerespectarea tratatelor internaționale? Astea erau discursurile până acum. Ce s-a schimbat așa brusc în Germania? Haideți să vedem un scurt material. Cancelarul german Olaf Scholz a estimat într-un interviu acordat duminică postului de televiziune CDF că a sosit momentul intensificării eforturilor diplomatice care să conducă la pace în Ucraina. Olaf Scholz a precizat că a discutat cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky asupra nevoii unei noi conferințe pentru pace, care se includă și Rusia, după summitul desfășurat în iunie în Elveția. Cităm. Cred că a sosit momentul să discutăm despre cum să ieșim din această situație de război și să ajungem mai rapid la pace, a apreciat cancelarul german. Scholz se află sub presiune pe plan intern după ce toate cele trei partide din coaliția sa de guvernare, și anume social-democrații săi, liberalii ministrului de finanțe Christian Lindner și verzii ministrului de externe Annalena Baerbock, au suferit înfrângeri severe în alegerile regionale de săptămâna trecută, în timp ce formațiunile politice antisistem și de extremă dreaptă, ostile susținerii Ucrainei în fața agresiunii militare ruse, au obținut rezultate record. Aceste rezultate vin cu un an înainte de alegerile legislative federale din Germania. Liderul rus Vladimir Putin a cerut în luna iunie retragerea trupelor ucrainene din cele patru regiuni revendicate de Kremlin, Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson, și renunțarea de către Ucraina la aspirația de aderare la NATO, într-o propunere pentru armistițiu și o pace negociată pe baza acordului nefinalizat de la tratativele desfășurate în martie-aprilie 2022 la Istanbul. Cererea lui Putin a fost respinsă din start de Ucraina și de aliații occidentali, în special SUA, care au precizat că sprijină doar formula de pace prezentată la sfârșitul anului 2022 de Zelensky și care prevede în principal retragerea necondiționată a tuturor trupelor ruse din Ucraina, inclusiv din peninsula Crimea, și restabilirea granițelor acestei țări recunoscute de la internațional.
Ulterior, în luna iulie, președintele ucrainean a declarat că pregătește o foaie de parcurs pentru încheierea războiului care să fie prezentată către sfârșitul anului Rusiei la un nou summit pentru pace. Kremlinul a reacționat sceptic față de această inițiativă a lui Zelensky. Cancelarul Scholz se declară acum favorabil participării Rusiei la un viitor summit internațional pentru pace în Ucraina. Este important să progresăm. Fără nicio îndoială va avea loc o conferință pentru pace. Președintele ucrainean și cu mine suntem de acord că aceasta se includă și Rusia, a declarat el. Da, iată, avem o situație în care Germania pare că nu mai e așa consecventă cu ajutorul militar pentru Ucraina. Pare că dintr-o dată ar vrea să stea la masă cu Vladimir Putin, care nu mai e chiar așa de criminal de război cum era în urmă cu câteva săptămâni. Domnule Ștefan Ciochinaru, dacă sunteți alături de noi, cum explicăm această decizie a Germaniei, iată, de a încerca să pună la masa negocierilor Ucraina și cu Rusia? Aș vrea să spun în primul rând că nu este o surpriză. Probabil că Germania este țara cea mai afectată economic și social de războiul din Ucraina, sigur, pe excepția Ucrainei, și de asemenea de sancțiunile impuse Rusiei. Decenii înainte de invadarea Ucrainei, Germania își legase deja strâns performanța economică de resursele energetice și minerale ruse. Dar Germania, atenție, este în bună măsură și motorul economic al Europei. O economie germană în criză antrenează după ea o criză a întregii Europe. E o dilemă, o dilemă grea. Pe de o parte este foarte clară necesitatea de a opri militarismul Rusiei pe frontul din Ucraina. Pe de altă parte însă e limpede că cu cât se prelungește războiul, cu atât povara economică va fi mai mare și bunăstarea Europei va avea mai mult de suferit. În opinia mea, doar o foarte puternică implicare americană, militară, economică, politică, ar putea lămuri această dilemă care nu este numai a Germaniei, este, să știți, a întregii Uniuni Europene. Pe de altă parte, jocul subteran dintre Berlin și Moscova nu este la rândul lui nou. În 1990, la Geneva, și domnul Sorin Zaharia, cu experiența și cunoașterea sa diplomatică, ar putea să dezvolte lucrul acesta, s-a stabilit un pact secret între Germania și Uniunea Sovietică atunci, între Helmut Kohl și Gorbaciov, dar să știți, un pact care a fost respectat cu sfințenie de urmașii celor doi. Un pact care, practic, stabilea, ca să zic așa, o pace eternă între Germania și Rusia în folosul ambelor. Investiții și tehnologie din partea germană, know-how, și resurse din partea rusă. Și au respectat lucrul acesta. Că acest pact din nou se făcea pe socoteala țărilor din Europa Centrală și de Est, din nou nu este o surpriză în istorie. Noi avem experiența istorică a acestor înțelegeri ale celor mari peste capetele noastre. Schulz se confruntă în momentul de față cu nemulțumiri politice crescânde în Germania față de sprijinul guvernului său pentru Ucraina. Mai ales după ce partidele populiste care se opun în armării Ucrainei au avut alegeri foarte bune au avut rezultate foarte bune la alegerile din 1 septembrie. Atenție, în detrimentul partidelor din coaliția de guvernare de la Berlin. Așa că nu sunt puțini specialiștii care reclamează trecerea lui Scholz în tabăra celor care acum vor pace în Ucraina și nu victorie. Din fericire, pacea în Ucraina sau victoria în Ucraina nu depind exclusiv de Germania sau de alții aliați șovăielnici din Europa. E un joc global, e un joc în care războiul din Ucraina, așa cum am mai spus, reprezintă doar o piesă din marele puzzle, sau cum ar fi spus Zbigniew Brzezinski, din marele joc. Da, domnule Sorin Zaharia, v-aș ruga să ne detaliați puțin ce se întâmplă cu Germania de a ajuns de la, așa cum spuneam, de la ajutoarele de miliarde pe care intenționa să le acorde din activele înghețate ale Rusiei, de la ajutoarele pe care le-a oferit pentru Ucraina,
a ajuns acum să ceară pe repede înainte această pace. Voi începe cu, prin a vă spune, o glumă care circulă în mediul diplomatic internațional și care spune lucrul următor. Ce face Germania și Rusia după un război mondial? Îl pregătesc pe următorul. Deci asta este realitatea. Niciodată în istorie Germania și Rusia nu au rupt de tot relațiile decât pentru perioade scurte de timp. Și aici mă refer la primul război mondial și mă refer la al doilea război mondial. Exact cum mă spunea și domnul profesor. Germania este cea care dă tehnologia, Federația Rusă este cea care dă resursele pentru a putea produce mai ieftin și a putea vinde mai bine pe piețele externe. Cele două state sunt interconectate de foarte, foarte mult timp. Chiar dinainte de primul război mondial, acest lucru se petrecea, deci repet, de peste 100 de ani. Faptul că una venea cu tehnologia și cealaltă cu resursele. Pe de altă parte, nu se poate face nicio conferință, deci repet, nicio conferință de pace, fără prezența atât a Federației Ruse, cât și a Ucrainei. O astfel de conferință de pace este din start sortită eșecului. Însă, de asemenea, o astfel de conferință în care se impun niște pierderi de teritoriu, mie personal îmi aduc aminte de dictatul de la Viena, în care România a pierdut o bună parte din Transilvania. Și să explic de ce și cum am ajuns la această concluzie. Păi, da, e foarte ușor pentru alții să decidă ce teritorii pierde o țară atât timp cât ea nu are niciun fel de pierdere, nu are decât de câștigat. L-aș întreba pe domnul Scholz cum a reacționat dacă Franța ar reclama toată zona a Rurului, zonă puternic industrializată. Dacă Cehia ar solicita să Germaniei să îi se dea Saxonia. De ce am făcut cele două comparații? Pentru că ambele zone, și zona Rurului și zona Donbasului, sunt cele mai industrializate din cele două state, din Germania și din Ucraina. Acest război, practic prin ocuparea Donbasului de către Federația Rusă și parțial a celorlaltor oblasturi, au pus Ucraina, din punct de vedere economic, între paranteze, întrucât peste 70% din producția, din economia ucrainiană, se baza pe această regiune, asta înainte de a fi ocupată Crimeea și înainte de ca Rusia să declanșeze acel, haideți să spunem, război civil, de impropriu numit război civil, în Donbas. O situație asemănătoare, tot datorată gazului rusesc, are, iată, și Ungaria. Dar haideți să vedem un material legat de ceea ce se întâmplă în Ungaria. Ungaria de această dată este o țară care a fost vădit pro-Rusia și știa bine de ce joacă această carte. Haideți să vedem material. Ungaria s-a bucurat mult timp de petrol rusesc la preț de chilipir, dar noile sancțiuni ucrainene schimbă acest lucru, iar Budapesta e furioasă. Cităm, fără petrol rusesc, ungurii vor fi flămânzi. Cel puțin acesta a fost mesajul ministrului de externe de la Budapesta, Peter Szijjártó, când a aterizat la Sankt Petersburg la începutul acestei săptămâni. Cităm, nu vom putea hrăni țara. Dacă aceste livrări sunt întrerupte, s-a plâns șeful diplomației maghiare. Însă acest lucru nu se întâmplă. Potrivit Uniunii Europene, nu există penurie de petrol, iar vecinii Budapestei se oferă să livreze chiar mai mult. Dar Victor Orban își pierde treptat discountul rusesc. În ultimii doi ani, Ungaria s-a bucurat de scutiri speciale ale Uniunii Europene, care au oferit acces la petrolul rusesc cu mult sub prețul pieței. În iunie, Ucraina a dorit să pună capăt acestui aranjament, blocând gigantul energetic rus Lukoil să trimită produse prin Ucraina către Uniunea Europeană. Ungaria și Slovacia, un alt importator de petrol din Rusia, au avertizat rapid că penuria de energie se profilează pentru ambele țări și au cerut UE să intervină.
dar în săptămânile ce au urmat, țițeiul a continuat să curgă. Datele de la Serviciul de Informații Energetice Argus Media arată că Ungaria și Slovacia au primit un total de 720.000 de tone de țiței în august față de 792.000 în iulie și 610.000 în iunie. Comisia Europeană a făcut evaluare similară săptămâna trecută. Ar putea exista mai multe explicații pentru fluxurile în general nemodificate. În timp ce Lukoil este blocat, alți producători ruși de petrol nu sunt și nu sunt liberi să continue să trimită țiței în Ucraina. În plus, Lukoil își poate vinde petrol la granița cu Ucraina unui comerciant care nu are interdicție în UE. Mai mult, Croația își oferă propria conductă ca rută alternativă de aprovizionare. Cităm: credem că ceea ce se întâmplă este că Ungaria primește petrol de la alți producători ruși care curge prin Ucraina, a spus John Geltrop, editor la Argus Media. Cităm: Lukoil nu este singura companie care furnizează țiței către Ungaria și Slovacia. Există și alte firme rusești care livrează pe această rută și credem că au intervenit pentru a umple golul lăsat. Așadar, domnule profesor, ați observat, se fac tot felul și de speculații cum că Ungaria ar primi totuși petrol rusesc, dar așa, românește, pe NV, pe nevăzute. Nu se știe exact care este compania, pentru că Lukoil a fost blocată. Și aș reveni la declarația ministrului Siarto, care spune că ungurii vor muri de foame fără petrolul rusesc. Acum trebuie să vă spun un lucru. Ungaria este, de fapt, în criză de mai mulți ani, nu de acum. Economia ungară s-a dus în picaj. Ungurii cumpără mâncare și combustibil din România. Uitați, sunt anii de început ai decenului 2000. Nu, nici vorbă. Aventurismul politic al regimului Victor Orban a adus-o în această situație. A rezistat oarecum până acum, pentru că a fost, atenție, nu mielul blând, mielul nărăvaș care a sub de la 3 ori, oi, și de la Moscova, și de la Bruxelles, și de la Beijing. Sigur, unora li s-a părut o strategie deșteaptă. În realitate, Budapesta încă nu a început să plătească de contul. Va urma în anii care vin. Deocamdată, Ucraina a închis robinetele doar pentru conductele Lukoil. Și energia din Ungaria, da, a devenit brusc mai scumpă, dar este numai începutul. Prin Ucraina mai trec conducte ale altor companii de gaz rusești, care deocamdată nu sunt închise. Ungaria acum, sigur, se poate alimenta cu gaz și combustibil rusești pe alte trasee, de pildă prin Croația și nu numai. Numai că știți ce se întâmplă? E mai scump. Așa că s-a terminat cu energia ieftină, ceea ce este o lovitură teribilă pentru planurile strategice ale guvernului Orban, care ambiționau să facă din mica Ungarie un hub energetic, un hub financiar și un antrepozit chinez în Uniunea Europeană. Aceste vise de mărire sunt sortite practic eșecului, pentru că acest aventurism despre care al guvernului de la Budapesta, despre care am discutat, nu va rămâne nesancționat. Deocamdată suntem în război, deocamdată gestionăm situația din mers, dar de contul nu va întârzia să vină. Ceea ce face Victor Orban, care este un veritabil cal troian în NATO și în Uniunea Europeană, al iliberalismului, al revizionismului, și nu întâmplător vom găsi Ungaria întotdeauna în taberele revizioniste, nu poate rămâne fără urmări. Și sunt absolut convins că această criză evocată de ministrul de externe de la Budapesta este doar vârful icebergului. Acum, orice român își pune întrebarea, că tot vorbim de interdicțiile legate de Lukoil. Da? Lukoil în România este bine, mersi, trăiește bine, eu personal n-am nicio problemă. Da? Am văzut sancțiunile astea occidentale, discuțiile astea despre Lukoil. În România Lukoilul nu este aceeași companie, nu cumpără petrolul tot, produsele astea tot de la compania mamă din Rusia.
Păi, haideți să vedem de fapt ce se întâmplă în Ucraina cu interdicția primită de Lukoil și permisiunea pentru celelalte companii rusești. Că de fapt ele vând același petrol, același gaz. Lukoil n-a vrut să plătească taxa pe care ucrainienii au mărit-o. Celelalte companii au acceptat. De fapt, este o chestie pur economică. Pe de o parte, au cerut Lukoilului, dacă vrea să continue, să plătească o taxă mai mare, Lukoil a refuzat și atunci a venit această interdicție, celelalte companii au fost de acord să plătească, dar asta a însemnat petrol și gaze naturale pentru Ungaria mai scumpe, mult mai scumpe. Și exact cum spunea domnul profesor, toată construcția lui Victor Orban tinde să se năruiască. Și atunci este normal ca Victor Orban și membrii guvernului său să încerce să se întoarcă la status quo dinainte de această interdicție. Mai este un lucru. Ungaria, deocamdată, plătește un preț foarte mic din punct de vedere al crimei organizate. Însă, haideți să ne așteptăm, puțin. Nu mai mult de 5-10 ani. O să vedeți pe teritoriul Ucrainei, dar acum este doar în stadiu incipient, o înfrățire a triadelor chinezești și a racheților ruși. De fapt, o bună parte din economia, haideți să spunem, din zona gri a Ungariei, este controlată de triade și de racheți. Noi ar trebui să ne bucurăm de faptul că Lukoil-ul a interzis, ar primit interdicție să transfere petrol și gaze pe teritoriul Ucrainei. De asemenea, ar trebui să ne bucure faptul că au crescut prețurile energiei atât pentru Ungaria, dar să nu uităm că cel care le folosește sau destinația finală este totuși Austria. Pentru că și Austria va suferi. Acest lucru va determina Austria să reia exploatările de gaze naturale din șelful continental al Mării Negre. Și, desigur, și a petrolului. Pentru noi, deci, este o veste bună. Vom avea șansa să redeschidem, sau nu să redeschidem, să reluăm inițiativa pentru a putea exploata gazele și petrolul din Marea Neagră. Domnule profesor, nu se creează așa un pol al beneficiarilor de petrol și de gaz din Rusia care s-ar putea la un moment dat să creeze o notă discordantă așa la nivelul Uniunii Europene față de politicile Uniunii Europene și să devină mai toleranți așa un pic cu Rusia? Deja am văzut și cererea asta de pace se încadrează cam în același ton. Da, vă referiți la faptul că și Slovacia a reclamat această... Și Slovacia și Austria și iată... Da. Austria bine merită această scumpire a energiei venite din Rusia, pentru că Austria este din nou o țară europeană care a făcut jocurile Rusiei. Deci cu cât mai scump pentru ei, cu atât mai bine pentru Europa și cu atât mai rău pentru Moscova și aliații săi. Repet, nu trebuie nicio clipă să ieșim din paradigma confruntării civilizaționale, sistemice, care are loc în prezent. Trebuie să vedem lucrurile din punctul acesta de vedere și atunci vom înțelege că au foarte mică importanță planurile guvernului de la Budapesta sau ale guvernului de la Viena sau ale guvernului de la Bratislava, prin care ei se cred mai deștepți decât toți, importă ieftin energie din Rusia și exportă cu profit maxim posibil la prețurile mai mari care există în acest moment pe piața europeană. Numai niște naivi pot să-și imagineze că pot să facă asemenea mișcări și că ceilalți nu-și dau seama despre ceea ce se întâmplă. Cu atât mai mult cu cât discuția aceasta mai degrabă economie strategică a fost deschisă cu problemele care există în Germania, în economia germană. Păi ia gândiți-vă cum privesc cei de la Berlin toate aceste
jocuri pe sub mână pe care le face Ungaria, pe care le face Slovacia, pe care le face Austria, în condițiile în care germanii trebuie să închidă fabrici. Ați văzut ce se întâmplă în concernul Volkswagen, unul dintre pilonii industriei auto din Germania și din Europa. Evident că lucrurile nu pot să rămână așa. Și, repet, este numai începutul. Toți partizanii Moscovei jubilau și ai liberalismului. Jubilau, domne, Rusia a rezistat sancțiunilor, ce bine, uite, sunt țări care partizează cu ea, pentru că vedeau o destul de slabă mobilizare a Occidentului. Da, Occidentul se mobilizează foarte greu, dar știam asta. Occidentul este uriaș, este un gigant. Giganții se mobilizează greu. Problema este, problema pentru ei, este că atunci când uriașul se ridică în picioare și se mobilizează, nu mai poate fi oprit. Europa cu fiecare zi care trece, ați văzut, și-a asigurat deja independența energetică, chiar dacă la prețuri mai mari, dar este independentă energetică în momentul de față față de energia rusă, față de gazele și combustibilul din Rusia, și la fel se va întâmpla în toate domeniile. Ba mai mult decât atât, jocul acesta aș zice că este în momentul de față încheiat. Acum urmează desprinderea de China. Vom vedea cum marile lanțuri de aprovizionare și piețele vor deveni din ce în ce mai autonome de marea manufactură a planetei, care a fost China și care în momentul de față înregistrează zilnic ieșiri de miliarde de dolari și plecări a unor întregi industrii din mainland, din China continentală, către alte țări, în primul rând din Asia. Pleacă în India, pleacă în Vietnam, pleacă în Indonezia, ori să plece și în Filipine, pentru că Filipine, din punct de vedere geostrategic, face un joc corect. Și toate lucrurile acestea vor duce în final acolo unde trebuie. Repet, este o confruntare globală, suntem în mijlocul celui de-al patrulea război mondial, am avut două războaie fierbinți, am avut un război rece, acum suntem în mijlocul unui al patrulea război mondial, un război hibrid, și care are ca puncte fierbinți Ucraina și Orientul Mijlociu. Ele sunt interconectate, sunt legate între ele și sunt dependente de tot acest mare joc care se desfășoară la scara eșichierului global. Pentru că ați adus aminte și de China, aș vrea să vă invit să discutăm puțin despre relațiile China-Rusia, să vedem în ce cheie să le analizăm, pentru că iată apar câteva informații destul de interesante și măcar la nivelul de informații desecretizate, dacă le luăm și facem o analiză asupra a ceea ce se enunță în aceste informații, tot este interesant și pentru noi și pentru cei care ne privesc. Xi Jinping a învățat de mic să urască și să se teamă de ruși, motiv pentru care mai devreme sau mai târziu îl va trăda fără să clipească pe Vladimir Putin, în ciuda parteneriatului fără limite trâmbițat de dictatorul rus. Xi Jinping și Vladimir Putin vor că democrațiile să cadă în haos și dezordine. Ei văd ordinea internațională condusă de Occident ca fiind îngânfată, slabă și gata de a fi răsturnată. Dar în spatele declarațiilor reciproce de dragoste dintre cei doi se află fisuri adânci ale istoriei, rasei și puterii, scrie Michael Sheridan, expert în China, într-o analiză publicată de Independent. Ursul și dragonul nu pot fi niciodată prieteni. Aceasta este o lecție pe care Xi Jinping a învățat-o la o vârstă fragedă și explică de ce parteneriatul fără limite al liderului chinez cu Vladimir Putin se poate transforma într-o răspundere fără limite pentru Kremlin. În timp ce cercetăm o nouă biografie a lui Xi, am dat este un uimitor document american desecretizat, scrie expertul Michael Sheridan. Dezvăluie că bărbatul care a fost mentorul lui Xi la primul său loc de muncă în inima armatei Chinei a fost înverșunat antirus. Cităm, să nu ai încredere niciodată în Moscova, spunea el mereu personalului său. Astăzi totul arată bine. Cei doi autocrați se laudă cu alianța lor de mai bine de 2 ani. Este clar că Putin i-a dat prietenului său un pont, că era pe cale să invadeze Ucraina în februarie 2022. De atunci Xi a stat alături de el, vorbind despre pace, dar trimițând Rusiei tehnologie de arme în schimbul petrolului și gazului.
Știm despre anii de formare a lui Putin în KGB-ul sovietic, dar puțini oameni știu că Xi Jinping a crescut învățând să urască și să se teamă de Uniunea Sovietică. Documentul este o informare de la Casa Albă care detaliază modul în care mentorul lui Xi, șeful chinez al apărării Zheng Biao, le-a oferit americanilor cea mai completă relatare pe care au primit-o până acum prezent despre diviziunea chino-sovietică. Xi era un secretar personal debutant pentru Zheng Biao. La acea vreme, a fost primul lui job după absolvire, a obținut-o datorită relațiilor de familie, tatăl său fiind vechi tovarăș. Era un rol privilegiat, manevrând hârtii secrete, purtând valize și acționând ca ochii și urechile stăpânului său. Xi câștiga un salariu mic, dar a câștigat încredere pentru accesul la putere. A văzut și a auzit totul în timpul unei schimbări radicale a strategiei chineze față de Occident. A deschis ușa pentru creșterea economică incredibilă a Chinei, ceea ce a făcut-o o mare putere mondială. Dar nu asta și-au dorit rușii. Informarea americană desecretizată spune cum șeful lui Xi a mers la Casa Albă pe 28 mai 1980 și s-a întâlnit cu președintele Jimmy Carter și apoi a luat masa cu secretarul de stat Andrew Muskie. Domnule Sorin Zaharia, îi urăște Xi Jinping pe ruși? Are o relație pe interes? Sau sunt doi prieteni, doi aliați, că sunt în BRICS? Aș analiza situația asta din două perspective. În primul rând, există o tradiție, ca să spun așa, în China, în care diavolul alb, adică cei europeni, trebuie să fie păcăliți. Deci nu există o onoare în a-ți respecta cuvântul luat față de diavolul. Acesta e un prim aspect. În al doilea aspect, să nu uităm că Xi a crescut în perioada și s-a format în perioada în care între fosta URSS și China exista un conflict, uneori ajungându-se inclusiv la conflict armat. Dacă cineva crede că statul chinez uită că Manciuria este, care este acum în Federația Rusă, este teritoriu chinez. Dacă cineva crede că Beijingul va uita că Vladivostokul este al Chinei, se înșeală. Aceasta ar fi un alt lucru. Deja Xi lucrează în direcția asta. De ce? Păi, haideți să ne uităm că, practic, în acest moment, Federația Rusă a ajuns vasalul Chinei. Dacă China mâine taie, haideți să spunem, conducta cu Federația Rusă, Federația Rusă rămâne izolată. Da, probabil că se va găsi altcineva care să încerce să ia locul Federației Ruse și aici mă refer, Federației Ruse, să ia locul Chinei și aici mă refer la India, cunoscute fiind bune relații, între ghilimele, dintre India și China. Deci, cam astea sunt lucrurile. Zheng Biao era unul dintre generalii chinezi mai mult decât înverșunați împotriva Uniunii Sovietice. Din aceste motive, nici nu a vrut să participe la câteva delegații sau exerciții comune pe care le-au avut militare, pe care le-au avut China cu fosta URSS. A refuzat total. Deci trebuie să, cam ăsta este contextul în care a crescut Xi Jinping, cam ăsta este și contextul istoric, cam ăsta este ceea ce va gândi. În concluzie, eu personal cred că la un moment dat, nu știu dacă în timpul lui Xi, pentru că China are timp, sau dacă în timpul următorului președinte, sau următorului președinte, dar la un moment dat, China va revendica teritoriile care sunt acum controlate de Federația Rusă. Mai mult chiar, tind să cred că China se va duce și spre Turkmenistan și spre Tatarstan și spre alte zone pe care, într-un fel sau altul, a controlat. Domnule Ștefan Ciochinaru, am auzit ce a spus și domnul Sorin Zaharia, ați urmărit și materialul pe care l-am prezentat. Eu aș ridica o întrebare.
aparent banală. Cine are mai multă nevoie în momentul ăsta de cine? China de Rusia pentru gaz, pentru petrol, pentru resurse, sau Rusia de China pentru tehnologie și tot ce folosesc ei acum în războiul ăsta contra Ucrainei? Întrebarea dumneavoastră este retorică, bineînțeles. Rusia este cea care are nevoie disperată de China și de ajutorul Chinei. În ce privește însă faptul că Xi Jinping ar fi învățat de mic să-i urască pe ruși, vreau să vă spun că avem de-a face cu iluzii. Doar niște umbre pe pânza de lumini și umbre a teatrului chinezesc. Xi Jinping este înainte de toate un comunist naționalist din stirpea lui Iosif Vissarionovici Stalin. Pentru el nu Rusia tovarșului Putin este dușmanul astăzi, ci Occidentul democrat și liberal, care propune lumii un set de valori întemeiate pe principiile iluministe și ale drepturilor omului. Ori așa ceva nu poate exista în China comunistă, acolo individul nu are nicio relevanță în fața comunității. O comunitate de peste 1 miliard de oameni, 1.300.000.000 de oameni, strâns unită în jurul Partidului Comunist și a mărețului său conducător, dacă asta sună familiar românilor. Acum nu este momentul reglării conturilor cu Rusia. Moment care de altfel poate nici nu va veni atâta vreme cât Rusia devine, cum a arătat foarte bine domnul Sorin Zaharia, o colonie economică a Rusiei. Acum este momentul răfuielii cu Occidentul. Este momentul răsturnării actualei ordini internaționale și a dobândirii hegemoniei mondiale de către Beijing. Amintiți-vă că Xi Jinping, părăsind Kremlinul, îi spunea înainte de a se urca în mașină tovarășului său de arme, Putin, că urmează schimbări cum nu s-au văzut în 100 de ani, schimbări pe care ei doi urmează să le facă. Aceasta este credința intimă a celui care domnește asupra Imperiului de Mijloc. Xi Jinping, care a abandonat practic moștenirea marelui reformator Deng Xiaoping, va rămâne până la capăt alături de tovarășul său de luptă, Vladimir Putin. Cât privește dezvoltările ulterioare domniei lui Xi Jinping, sunt absolut de acord cu considerațiile făcute de domnul Sorin Zaharia. Să ne amintim că în fiecare zi milioane de chinezi trec granița mergând la lucru în Rusia, mai ales în zona Siberiei. Imaginați, mulți dintre ei, să știți că nu se întorc, rămân să trăiască acolo, că e obositoare naveta. Ce se va întâmpla într-o zi când în numele drepturilor omului aceste milioane de oameni își vor cere autodeterminarea? E o întrebare la care merită să reflectăm. Nu cred că va fi nevoie vreodată în viitor ca China să pună mâna pe arme pentru a rezolva diferendele istorice. Le vor fi rezolvate demografic și economic. De aceea Xi Jinping astăzi nici nu își pune probleme de tipul acesta. Ei au acum lucruri mult mai urgente de rezolvat, cum ar fi faptul că, iată, de când s-a terminat pandemia, China nu reușește să iasă din criză. Și cu fiecare zi în care merge mai departe pe drum alături de Rusia, criza se adâncește. Stabiliți dumneavoastră conexiunile. Acum mai facem o conexiune. Într-un scenariu așa ipotetic în care Ucraina capitulează așa cum se dorește, așa cum se spune, că pentru unii e pace, pentru unii e capitularea Ucrainei. Noi simțim cumva nuanțele și vedem diferențele, dar nu toată lumea le pricepe. Haideți să vedem puțin ce ar însemna dacă ar capitula Ucraina și pentru China și pentru alte țări din astea iliberale. Partea asta iliberală a lumii, care se luptă în momentul de față, așa cum ați spus, cu valorile occidentale, ar prinde foarte mult curaj, domnule Sorin Zaharia, și există posibilitatea ca din această să existe o reacție în lanț, China să-și ceară teritoriile, să înceapă să aibă tupeu, să atace Taiwanul, să atace alte insule, să existe și alte țări care să-și redobândească teritorii pierdute.
În ceea ce privește Taiwanul este destul de complicat, dar trebuie să remarcăm ceea ce a spus domnul profesor, faptul că China își va recupera teritoriile pierdute în fața fostului URSS, actualei Federației Ruse, la un moment dat și fără luptă, fără război. Deja China își recuperează aceste teritorii prin legarea, cum să spun, foarte, foarte puternică a economiei ruse de economia chineză. Deja China se gândește la următorul pas, pregătește următorul pas. Dar, repet, China are răbdare. China nu va încerca să declanșeze un război, pentru că un război ar aduce mai mult dezavantaje Chinei. Ce ar însemna un război cu Taiwanul? Ar însemna Statele Unite împotriva Chinei. Să nu uităm că Statele Unite sunt principala piață de desfacere pentru China. Ar însemna un război cu Canada, ar însemna un război cu Uniunea Europeană, adică ceea ce înseamnă NATO. Ori banii pentru China, pentru economia chineză, tocmai de acolo vin. Nu vin de la, din Africa sau din Federația Rusă sau din alte state care nu sunt dezvoltate. Banii vin din țările dezvoltate. Ca urmare, China nu cred că își permite să declanșeze un război decât dacă dorește să intre în colaps economic. Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, reiterez cumva aceeași întrebare. Există posibilitatea ca o capitulare a Ucrainei să declanșeze o reacție în lanț în rândul acestor țări cu conducere autoritară? Acest scenariu, adică este inimaginabil ca Ucraina să piardă, pentru că asta înseamnă că pierde întreaga lume liberă, asta înseamnă că ordinea planetară intră în disoluție, asta înseamnă că țările iliberale, fundamentaliste și revizioniste capătă preponderență pe plan mondial, asta înseamnă că ayatolahii care spânzură femei pentru că nu poartă basmaua pe cap, vor avea un cuvânt de spus și în ceea ce privește viața noastră. Așa ceva nu este posibil și nu se va întâmpla. Cum anume se va soluționa războiul din Ucraina este o întreagă discuție. E o discuție aparte, dacă vreți. Am putea să facem 3 emisiuni numai cu privire la aceste scenarii. Dar foarte bine a arătat domnul Zaharia, este imposibil să-ți imaginezi sfârșitul acestui război cu cedare de teritorii. Cum să cedezi teritorii? Atunci de ce ai mai purtat războiul? De ce nu l-ai cedat de la început? O țară întreagă e distrusă, un popor întreg e sfărâmat, suferința este incomensurabilă. Pentru ce toate acestea dacă la final dau teritorii? Este așa ceva, este inimaginabil. Războiul acesta nu se poate sfârși decât cu înfrângerea lui Putin, și spun a lui Putin, nu a Rusiei, pentru că să știți că înfrângerea lui Putin ar fi o victorie pentru Rusia. Ar fi o șansă ca Rusia să devină o țară democratică, o șansă ca Rusia să devină o țară europeană, o țară integrată, reintegrată în circuitul internațional și care să nu mai reprezinte o amenințare pentru vecinii săi. Apoi, dacă totuși acest scenariu, acceptăm ca ipoteză de lucru, ar fi dus la bun sfârșit și Rusia ar câștiga războiul, fără îndoială că toate forțele retrograde despre care am vorbit s-ar simți încurajate să își rezolve pe cont propriu sau împreună, într-o nouă ordine internațională pe care să o dicteze ele, problemele pe care le au. Da, China s-ar vedea încurajată să atace Taiwanul, deși din punct de vedere strategic o prostie mai mare nu poate exista. Acolo ar intra în coliziune nu doar cu țările enumerate de domnul Zaharia, ci și cu țările din Asia vecină,
cu Japonia, cu Coreea de Sud, cu Australia, Noua Zeelandă, Filipine. Niciuna din aceste țări nu s-a simțit confortabile cu o Chină aflată în expansiune militară și n-am amintit India. Deci așa ceva e greu de crezut că s-ar putea întâmpla. Tocmai de aceea nu se va întâmpla. Pentru că un astfel de viitor pentru țările lumii este indescriptibil. Nu, el nu poate fi descris, el nu poate fi nici măcar imaginat. Ar fi o catastrofă planetară. Cât privește ce spuneați dumneavoastră că ar putea să însemne, gândiți-vă acest sfârșit ipotetic, gândiți-vă la Uniunea Europeană. Păi, Uniunea Europeană este dușmana declarată a domnului Putin. Domnul Putin acționează prin toate mijloacele, mai ales ilegale, împotriva Uniunii Europene. Așa ceva este absolut de neimaginat. Cum să nu mai existe acest proiect de o frumusețe extraordinară al Uniunii Europene? Sigur, e greu, e foarte greu să ții acolo atâtea țări la un loc, să asigură o coerență, să asigură... Dar gândiți-vă la România. Gândiți-vă ce înseamnă Uniunea Europeană pentru România sau ce înseamnă prezența României în Uniunea Europeană. Gândiți-vă că tot ce înseamnă progres și dezvoltare din 2007 încoace se datorează Uniunii Europene, prezenței noastre acolo, în Uniunea Europeană. Este un proiect de o frumusețe extraordinară. E foarte greu. Uneori e chiar frustrant. Războiul hibrid lansează tot soiul de tiribombe care sunt preluate de trompetele Moscovei din România și agită mințile tulburi de aici. Dar nu există niciun fel de alternativă. Lumea e din ce în ce mai mică, resursele sunt din ce în ce mai puține și dacă vrei să rămâi conectat la dezvoltare, trebuie să faci parte dintr-unul din marile procese integraționiste. Iar Uniunea Europeană este și cel mai vechi și cel mai dezvoltat dintre aceste proiecte. Cum da. Să-ți imaginezi o Europa subminată de război? Da. Un singur lucru vreau să mai adaug la ceea ce a spus domnul profesor. Dacă Ucraina va pierde teritoriu, ne vom întoarce cu cel puțin 200 de ani înainte, vom trece din nou de la de forța dreptului la dreptul forței. Asta se va întâmpla. Dacă se acceptă și dacă cedarea de teritorii de către Ucraina. Exact ceea ce a zis domnul profesor, toți nebunii din lumea asta care conduc o țară mai mică sau mai mare, se vor îndrepta spre statele din jur mai puțin dotate militar ca să-și mărească teritoriul. Ne întoarcem, repet, cu cel puțin 200 de ani, dacă nu cumva chiar cu 1000 de ani în urmă. Haideți să vorbim puțin și despre Vladimir Putin. Avem niște declarații ale locotenentului în rezervă, general Ben Hodges, care spune că sfârșitul lui Putin ar putea veni, dar scenariul acesta e greu de crezut că va veni din afara Rusiei, ci mai degrabă din interiorul ei. Haideți să vedem un scurt material și încercăm să deslușim acest interviu. Fostul comandant al armatei americane în Europa, general locotenent Ben Hodges, avertizează că domnia lui Vladimir Putin ca președinte ar putea să sfârșească dramatic, odată ce tovarișii săi oligarhi ruși rămân fără bani. Aceștia ar putea să se întoarcă împotriva tiranului dacă acesta refuză să oprească războiul din Ucraina. La începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022, Marea Britanie și Uniunea Europeană au impus sancțiuni severe asupra multora dintre acești oligarhi, deciziile lăsându-i cu interdicții de călătorie, active înghețate și fără bani. Fostul comandant al armatei americane, general locotenent Ben Hodges, a declarat pentru The Sun că aceste sancțiuni care sunt încă în vigoare ar putea fi un factor crucial în înlăturarea lui Putin, având în vedere că magnații continuă să fie frustrați din cauza restricțiilor. Cităm: la un moment dat, oligarhii, cercul apropiat, vor începe să se sature de toate restricțiile care vizează, inclusiv asupra averilor lor. La un moment dat vor spune: nu pot să-mi vizitez amanta la Marea Adriatică, nu pot să-mi trimit copiii la școală în Londra sau Stanford. Atunci cred că ar putea să se întâmple ceva, a afirmat Ben Hodges. Toate aceste restricții ar putea fi contra liderului de la Kremlin și a tovarășilor săi, pe măsură ce războiul devastator continuă să se desfășoară.
Hodge susține că un mod esențial prin care Occidentul poate înfrânge Rusia în războiul devastator împotriva Ucrainei este să îi izoleze de restul lumii. Sancțiunile impuse oligarhilor au fost considerate o tactică inteligentă pentru a-i determina pe unii să se opună Kremlinului. Mulți dintre aceștia au fost forțați să se confrunte cu dilema între a-și menține identitatea națională și a-l sprijini pe Putin sau a condamna invazia și a fi excluși din Rusia. Sute au ales să-l sprijine pe dictator în expansiunea sa nemiloasă în timp ce se ascundeau de Occident. Însă după mai bine de 2 ani și jumătate de la impunerea restricțiilor devastatoare, Putin continuă să lanseze atacuri zilnice pe teritoriul ucrainean. Hodges crede că acum este momentul să fie menținută presiunea asupra Rusiei și a indivizilor săi bogați și puternici. Cităm, trebuie să izolăm Rusia din punct de vedere diplomatic, economic, politic și militar de restul lumii. Apoi trebuie să-i pedepsim de fiecare dată când fac ceva. Înfrângerea Rusiei trebuie să fie obiectivul nostru strategic. Asta înseamnă că vom face tot ce este necesar pentru a realiza. A mai adăugat fostul comandant al armatei americane. O altă modalitate prin care Hodges consideră că Putin ar putea fi înlăturat este prin răzvrătirea propriilor săi cetățeni. În martie 2024, Putin a câștigat alegerile prezidențiale cu 87% din voturi, menținându-se astfel la putere până cel puțin în 2030. Dar dacă încrederea de lungă durată a liderului său începe să scadă, schimbarea ar putea apărea rapid. Cităm, oamenii din Rusia trebuie să decidă când s-au săturat. Nu vezi cu adevărat proteste pe stradă în Rusia, așa cum ai văzut chiar și în Minsk, Belarus sau chiar în capitala Iranului, Teheran. Nu vezi asta în Rusia și cred că la un moment dat asta se va schimba. Nu știu când, dar vor ceda până la final, mai spune Ben Hodges. Domnule Ștefan Ciochinaru, vor ceda rușii sau vor rezista? Asta este întrebarea. Da, e o întrebare hamletiană, într-adevăr, dar aș vrea să evoc un caz, și anume diplomații, mediul academic, analiștii, oamenii care se ocupă cu politica internațională urmăresc întotdeauna cu foarte mare interes o publicație de un prestigiu care nu mai are nevoie de recomandări, și anume Foreign Affairs. De ce? Pentru că în acest Foreign Affairs se publică întotdeauna nu doar analize interesante, nu doar articole foarte bine documentate, ci și baloane de încercare cu privire la diferite evoluții internaționale. După ce se culeg reacțiile, regăsim tezele vehiculate în aceste baloane de încercare în politicile oficiale ale marilor puteri. De aceea am să vă spun că eu fac o analogie între Foreign Affairs și Ben Hodge. Ben Hodge, generalul Hodge, este o minte strategică, un om cu o experiență extraordinară, care este, ca să zic așa, Foreign Affairs-ul serviciilor de inteligență militare americane. Domnia sa, de când a început invazia în Ucraina, distribuie periodic diverse scenarii, unele mai interesante decât altele. Dar atenție, sunt doar scenarii. În ultimii 2 ani și jumătate am avut cel puțin un scenariu pe lună care se încheia cu îndepărtarea de la puterea lui Putin și cu încheierea războiului. Am avut nenumărate scenarii, cam unul la 2-3 luni, care se referea la boala incurabilă, diverse boli incurabile de care ar suferi Vladimir Putin, care ar dispărea în felul acesta, în mod natural, de pe scena istoriei. Ele sunt, repet, scenarii, sunt wishful thinking, pentru că realitatea e alta. Rusia trăiește într-o altă logică. Întreaga istorie a Rusiei este o cronologie de războaie și cuceriri. Aceasta este normalitatea rusă, augmentată de o credință vie, puternică, în destinul mesianic al poporului rus, în excepționalismul său unic în spațiul euroasiatic. Ei preferă să fie săraci, să sufere, dar imperiul să fie puternic, imperiul să crească, să se extindă, lumea să se teamă de ei. Cei peste 300 de ani de robie față de mongoli au lăsat urme. Atunci când au reușit să iasă din această robie, au ieșit cu mentalitatea
că trebuie să trezească frică în jurul lor. Și au făcut acest lucru și pe vremea țarilor, au făcut acest lucru și pe vremea comisarilor și iată o fac și astăzi pe vremea așa zisilor gospodini. Nu războiul în sine va pune capăt domniei lui Putin la Kremlin, ci așa cum am mai spus, doar pierderea acestui război. Pentru că rușii, dacă pierd războiul, nu își vor ierta comandantul suprem. Domnule Sorin Zaharia, iată o discuție care e mai mult, așa cum spuneam și în titlu, este un scenariu pe care l-au enunțat cei de la Politico de data asta. Am văzut că interviul era luat prin citat în Politico, cu capitularea Rusiei din interior. Noi am mai vorbit despre oligarhii lui Putin care îl susțin. Poate că merită să aducem din nou în atenție această chestiune, profitând și de interviul lui Ben Hodges. Dar aș completa la această chestiune și tineretul care vine din urmă, copiii oligarhilor care încep să nu se mai simtă bine. Am văzut că au apărut declarații cum că se simt izolați, se simt în captivitate. După viața tumultoasă pe care au avut-o acum cu toți banii ăștia, se simt puțin în captivitate. Din păcate, domnul general Ben Hodge gândește ca un occidental. Nu gândește ca un rus. Domnul profesor, puțin mai devreme, a subliniat că rusul preferă să moară de foame, dar imperiul să supraviețuiască. Da, Putin va putea fi schimbat într-un singur mod. Exact cum a subliniat domnul profesor. Dacă pierde războiul. Dacă pierde războiul, însă mai este o condiție. Apariția unui lider care să coaguleze forțele, haideți să spunem, care l-ar putea schimba pe Putin. Nu, atenție, nu a spus forțele de opoziție. Păi poate unul nenăscut, că dacă e născut e mort, adică va fi mort. Ca urmare, acest lider nu are cum să se nască, iar o revoluție care să ducă la schimbarea liderului de la Kremlin are nevoie de bani. Ori banii, chiar dacă aparent sunt în mâna oligarhilor, de fapt sunt în mâna lui Putin. Nu sunt în mâna acestor oligarhi. Deci bani nu există, lider nu există, nu mai vorbim de sentimentul rusului care preferă să moară el decât imperiul. Și mai e un lucru care trebuie să, de care trebuie să ținem cont. Rusul de rând are acel complex al tătucului. Trebuie să fie cineva care să îi spună ce să facă, care să și el să fie convins că este bine că face lucrul ăsta, ceea ce îi spune tătucul. Ori acel tătuc nu apare. Tătucul în clipa de față este Putin. În timpul revoluției bolșevice a apărut în afară de țar, care nu mai era perceput drept tătucul tuturor rușilor, a apărut Lenin. Dar de fapt nu pentru revoluția bolșevică, nu Lenin a fost semnalul, ci mai curând dispariția unei întregi clase, clasa romanofilor. Ca urmare, asta se întâmplă. Nu văd, încă o dată reiau ideea, nu văd cine ar putea să coaguleze aceste forțe, cine ar putea să aibă suficienți bani care să-l dea jos pe Putin. Singura soluție e pierderea războiului. Domnule Zaharia, să știți că banii pot să vină cu trenul din Elveția. Da. Și în vagonul ăla poate să fie închis și liderul. Da, de fapt, din Germania via Elveția. Da. Cu banii e mai greu, pentru că, iată, există și o situație în Europa destul de delicată. Uniunea Europeană se simte cumva rămasă în urmă față de economia Chinei, față de economia Statelor Unite ale Americii și își propune să investească 800 de miliarde pentru a crește capacitatea de investiții, în special în inovație. Haideți să vedem un scurt material. Uniunea Europeană are nevoie de investiții suplimentare de 750-800 miliarde de euro pe an, de până la 5% din PIB, pentru a putea menține ritmul în concurența cu SUA și China. Se arată în așa numitul raport Draghi despre cum poate deveni Europa mai competitivă.
este un nivel mult mai ridicat, chiar și față de 1-2% din planul Marshall pentru reconstrucția Europei după al doilea război mondial. Pe scurt, raportul publicat luni arată că productivitatea în UE este tot mai scăzută, existând îndoieli legate de modelul economic al Germaniei, iar prețurile energiei sunt prea ridicate. În urmă cu un an, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a propus fostului premier italian Mario Draghi, care în trecut a ocupat și funcția de președinte al Băncii Centrale Europene, să facă un raport despre cum poate fi revitalizată economia UE în condițiile în care concurența cu SUA și China este tot mai puternică. Raportul are 400 de pagini și este un răspuns la Uniunea Europeană care se confruntă cu probleme structurale, precum apărarea și energia, se arată într-o analiză politică. Potrivit acesteia, trebuie rezolvate probleme ignorate de mult timp, cum ar fi lipsa investițiilor în inovare. Comparativ cu Uniunea Europeană, firmele americane investesc cu aproape 700 de miliarde de euro în plus în fiecare an. Această problemă este cauzată de faptul că blocul comunitar este încă fragmentat la nivelul politicilor naționale. În condițiile în care SUA și China se îndepărtează progresiv de vechea lume a comerțului liber, Uniunea Europeană se luptă în general să-și găsească propria cale de a concura pe această scenă globală. Și acum, poate mai puțin hamletian, dar mai românește așa, vă întreb, domnule profesor Ștefan Ciochinaru, s-a birocratizat prea mult Uniunea Europeană în comparație cu Statele Unite și cu China? Pentru că bani sunt în Europa, nu pot să spui că nu sunt bani, dar birocrația asta de care face vorbire de foarte mult timp lumea politică pare tot mai evidentă și pare că îngreunează acest colos care este Uniunea Europeană. Pare, ați spus foarte corect, dumneavoastră nu știți ce birocrație au chinezii. Au inventat-o acum 5.000 de ani. De 3.000 de ani are o istorie scrisă continuă, fără nicio întrerupere. Indiferent că a fost vorba de mandarin sau de comuniști, să știți că acolo birocrația de stat a continuat să existe și să țină imperiul în picioare. La americani nu mai vorbim, pentru că americanii au o birocrație care deja a intrat în fabule. E celebră. Da, se naște o birocrație europeană, e firesc. Pentru un proces de asemenea dimensiuni și de o asemenea complexitate, e firesc să existe un corp de funcționari care, indiferent de politicienii care vin și pleacă de la conducerea Uniunii Europene, ei să ducă mai departe acest proces care este vital pentru supraviețuirea tuturor statelor europene. Gândiți-vă că omenirea după revoluția agricolă, după revoluția sclavagistă, după cea industrială, se pregătește acum să intre în quantum revolution, în revoluția cuantică, care va fi un salt inimaginabil. Încă nu putem să cuprindem cu mintea în ce etapă va intra omenirea. Trebuie să ne pregătim pentru asta. Uniunea Europeană, da, are nevoie și de o politică industrială mult mai bine coordonată, și de decizii mai rapide, și de investiții masive, iar acești 800 de miliarde evocați de dumneavoastră nu înseamnă nimic la nivelul Uniunii Europene. Peanuts! Gândiți-vă că atunci în pandemie am mobilizat 2.000 de miliarde de euro la o pocnitură din degete. Acum e vorba de 800 de miliarde care să fie investiți mai ales în zona de cercetare. De ce? Pentru că în această revoluție cuantică în care vom intra, nu mâna de lucru care migălește acolo și fabrică diverse produse va fi esențială, ci capacitatea de inovare și de sincronizare cu tehnologiile de vârf. Or, aici trebuie să câștigăm competiția noi, occidentalii, europeni, americani, canadieni, australieni, japonezi, sud-coreeni și așa mai departe. Pentru că nu l-a bătut cu ciocănelul în bancul de lucru vom câștiga competiția cu China, ci aici unde va fi o confruntare a minților, atenție foarte mare la ce spun, la nivel conceptual, acolo unde nu toată lumea are acces.
Domnule Sorin Zaharia, a enunțat domn profesor Ștefan Ciochinar o idee care, iată, ne dă de gândit. S-au cheltuit, a putut Uniunea Europeană, raportat la cât a cheltuit China și la cât a cheltuit SUA, să cheltuiască 2000 de miliarde dintr-un foc numai pentru a acoperi cumva așa cauzele sau rezultatul perioadei de lipsă de activitate din cauza COVID-ului. Da, ca să nu mai punem achizițiile de vaccinuri și celelalte investiții care s-au făcut în mod concret. Într-adevăr, 800 de miliarde chiar nu înseamnă nimic pentru Uniunea Europeană. Dar vreau să subliniez de ce am ajuns aici. Am ajuns aici pentru că, uitați, noi am încercat să facem acest Green Deal. Noi, poluând, mă refer, noi, Uniunea Europeană, poluând doar 7% din totalul poluării la nivel mondial. Cu cine trebuie să ne comparăm? De ce avem nevoie de acel 5% din PIB-ul Uniunii Europene? Pentru a putea concura în continuare cu China și cu Statele Unite, principalii poluatori din această lume. Am încercat cu mașinile electrice. După cum vedeți, în acest moment, mașinile electrice, piața lor s-a cam prăbușit. Nu se prea mai vând. Dacă ne luăm numai la un singur producător, ne uităm, de exemplu, la Toyota, o să vedem că piața mașinilor electrice în Europa pentru Toyota a scăzut cu 30%. Toyota însă recuperând pe celelalte piețe unde nu sunt impuse aceste măsuri cuprinse în Green Deal. Nu poți să te dezvolți și nicio economie până acum nu s-a putut dezvolta având energie foarte scumpă. O energie scumpă împiedică dezvoltarea, împiedică manufacturarea, deși domnul profesor spunea că nu o să mai vorbim de manufacturare. Pare rău că îl contrazic pe domnul profesor, dar eu nu cred până când nu văd. Eu sunt Toma necredinciosul din punctul ăsta de vedere. Deci nu poți să concurezi dacă ai o energie foarte scumpă, pentru că produsele tale, rezultate, vor fi foarte, foarte scumpe. Ca urmare, aici ne aflăm în acest moment. Dacă Uniunea Europeană, în afară de aceste 800 de miliarde, nu renunță și la o parte din ideile nefaste pentru economie din acel Green Deal, degeaba vom încerca. Da. Mai aveți ceva de completat, domnule profesor? Și aceasta este o temă de discuție care ar putea fi dusă o întreagă emisiune, dacă nu mai multe, fără îndoială. Da, eu cred, domnule Zaharia, că în noua revoluție, în al patrulea val, cum ar spune Toffler, nu numai că manufacturarea va fi mai puțin importantă, ea va fi înlocuită de mașini, va fi înlocuită de roboți. Ei vor prelua toate aceste sarcini. Ați văzut deja imprimanta 3D, nu numai că face construcții sau face piese, imprimanta 3D a început să fabrice organe de schimb pentru oameni. Ai nevoie de un rinichi, ok, luăm ADN-ul tău, facem un rinichi și ce să vezi, organismul recunoaște, e al lui. Că principala problemă la transplant era că organismul nu recunoștea un organ străin și îl respingea. Ei bine, acum nu va mai fi cazul. În acest al patrulea val în care intrăm, domnule Zaharia, se va mai întâmpla un lucru, va fi pentru prima oară, și e, să știți, un subiect de reflexie, va fi pentru prima oară în istoria umanității când nu va mai fi nevoie de un număr mare de oameni. Până acum toată istoria avea un număr mare de oameni pe câmp, aveai agricultură puternică, aveai mâncare suficientă pentru a susține dezvoltarea societății. Aveai mulți oameni în armată, aveai o armată puternică cu care puteai să te aperi sau puteai să cucerești noi teritorii, noi resurse. Aveai mulți oameni în fabrici, aveai o industrie puternică. Ei bine, pentru prima oară în istoria umanității, numărul de oameni nu va mai conta atât de mult. Pentru că mașinile, pentru că tehnologiile vor prelua tot ceea ce este reproductiv în activitatea umană. Și aici nu e vorba de vorbe. Gândiți-vă că în profesia de avocat vor rămâne avocați pe degetele de la
câteva mâini. Pentru că tot ce e reproductiv în activitatea juridică va fi preluat de computerele superinteligente. Doar acolo unde e vorba de creativitate, de inovare, de interpretări pe care creierul sincronizat al lui computerelor nu va putea să le rezolve, doar acolo vor mai fi oameni. Oamenii își vor îndrepta energiile, creativitatea și disponibilitățile către alte zone, către alte domenii. Și o să spuneți că sunt un visător, dar lumea a fost dusă înainte de visător, nu de aia care au bătut cu ciocănelul. Cred că omul va trebui să privească mai mult către cer. Acolo e viitorul omenirii. Da, viitorul este în momentul de față unul destul de îndoielnic, așa, pentru că este plin aveți de conflicte. Aveți încredere, domnul Manea. Aveți încredere. Sunt încrezător, dar încerc să mă raportez și la prezentul pe care îl trăim. O spune și Cartea Sfântă. Aveți credință. Credință avem, dar trebuie să vedem și prezentul, pentru că, vedeți, mai cad bombe aici în Ucraina. Da, nu, dar cad bombe în Ucraina, cad bombe peste copii, peste oameni nevinovați în Gaza. Și aș vrea să fie rău ca să fie bine. Este posibil să fie nevoie și de un haos ca să putem să începem o organizare coerentă a lucrurilor. Haideți să vedem puțin ce se întâmplă în Israel și în Gaza, pentru că, iată, avem avertismentul lui Benny Gantz, liderul Partidului Național, Uniunii Naționale din Israel, care spune că ar trebui ca armata israeliană să-și concentreze mai mult atenția asupra luptei cu Hezbollah și mai puțin cu Hamas, care deja este pe butuci. Fostul membru al cabinetului de război israelian, Benny Gantz, a declarat la Washington că Israelul nu acordă suficientă atenție amenințării pe care o reprezintă miliția pro-iraniană libaneză Hezbollah la frontiera nordică a Israelului și că țara sa ar trebui să înceapă un război total împotriva grupării șiite în Liban. Cităm, ora nordică a sosit și de fapt este chiar târziu, a declarat Gantz duminică la Washington la un forum despre Orientul Mijlociu care a avut un mare impact în presa israeliană. Liderul Partidului Uniunii Naționale de Centru consideră că situația militară din Gaza este mai bine controlată pentru că trupele israeliene au depășit un punct decisiv în campanie și asta îi permite Israelului să ia deciziile care îi se potrivesc cel mai bine în interiorul enclavei palestiniene. Situația de la granița de nord a țării, unde există un schimb zilnic de focuri cu gruparea libaneză, este urmărită cu îngrijorare de Gantz, cităm. Adevărata problemă pentru noi nu este Hamas, ci Iranul și toți reprezentanții săi în zonă. Cităm. De multe luni am crezut că avem suficiente forțe pentru a ne ocupa de Gaza și că ar trebui să ne concentrăm asupra ceea ce se întâmplă în nordul țării. În Gaza am ajuns la un punct decisiv al campaniei. Putem face ce vrem în Gaza, a dat el asigurări. Care mai spune, cred că ar trebui să căutăm să ajungem la un acord pentru a ne libera ostaticii, dar dacă nu putem face asta în următoarele zile sau săptămâni, ar trebui să ne îndreptăm spre nord. Nu cred că trebuie să mai așteptăm. Avem capacitatea de a face asta, a insistat el. Suntem capabili să atacăm statul Liban dacă este necesar, a mai avertizat Gantz. Domnule Sorin Zaharia, dumneavoastră ați fost și diplomat, mă înțelegeți un pic care sunt mecanismele astea de ce mesaj încearcă să transmită domnul Benny Gantz dincolo de luptele astea care se duc, de conflictul actual, vine cu o altă retorică, adică gata, am rezolvat situația cu Hamas, am eliberat Gaza, atunci de ce mai bombardează în continuare dacă au eliberat Gaza? Dar iată că ei propun deschiderea unui nou conflict cu Hezbollah și cu, în eventualitatea în care lucrurile nu se rezolvă, chiar cu Liban. Adică este, dacă vreți, un răspuns dat cu manta ca la biliard. E un răspuns la acele declarații făcute de președintele turc Erdogan, care spunea că ar trebui ca toți musulmanii să se unească împotriva Israelului. Dar situația din Israel este mult mai complicată. Iar o eventuală intervenție împotriva Hezbollahului ar duce de asemenea la apariția unor lucruri mult, mult mai complicate. Păi, toată lumea știe că Hezbollahul este o grupare militară pro-iraniană
și așa mai departe. Însă uită un lucru. Hezbollah-ul are și o aripă politică, Hezbollah-ul fiind prezent în guvernul de la Beirut. Ca urmare, un atac asupra Hezbollah-ului ar trebui să includă și membrii ai guvernului libanez. Asta înseamnă că Israelul, neprovocat de această dată, ar trebui să atace Libanul. Pentru Israel acest lucru nu ar fi o problemă, pentru că sunt convins că la cât de tensionată este în acest moment situația din Liban, un banal, cum să spun, intrarea unei banale coloane de tancuri israeliene în Liban ar duce la o revoltă a unei părți a populației, inclusiv împotriva Hezbollah-ului. Adică s-ar declanșa un nou război civil. Și de ce spun lucrul ăsta? Păi, împotriva Hezbollah-ului sunt membrii coaliției și milițiile aferente care stau în spatele lor al grupării 14 martie. Grupare din care a făcut parte și face parte și familia Hariri, cea care a condus Libanul o bună perioadă de timp. De asemenea, alături de 14 martie de milițiile lor ar lupta și milițiile creștine. Alături de milițiile creștine ar lupta și druzii. S-ar opune acestei grupări și ar lupta alături de Hezbollah milițiile apropiate Siriei. Milițiile apropiate actualului, haide să spunem, președinte. E persoana care se visează președinte. Deci acolo ar da naștere unui război civil. Israelul n-ar trebui să își piardă prea mult timp cu Hezbollah. Dar, din punctul meu de vedere, contrar a ceea ce a spus domnul Benny Gantz, Israelul nu a terminat cu Hamasul. Nu a terminat. Nu sunt toți ostaticii recuperați, nu a fost destructurată gruparea Hamas. Acum și această vânătoare de vrăjitoare se poate întinde în tot Orientul Mijlociu, apropiat, îndepărtat. Cred că e greu să duci o astfel de vânătoare. Ne-au demonstrat și americanii că vânătoarea Al-Qaeda nu s-a sfârșit nici astăzi. Vânătoarea statului islamic nu s-a sfârșit nici astăzi. Vânătorile astea după teroriști sau autointitulați lideri, știu eu ce vor ei să se autointituleze acolo, e destul de grea. Această vânătoare nu pot face oameni din afară. Mă refer la europeni, la americani și nici chiar la israelieni. Această vânătoare nu poate fi făcută decât de statele arabe. Sunt singurile care sunt capabile, care au suficiente resurse umane, suficiente informații pentru a reuși să ducă la o îndeplinire o astfel de vânătoare. Și când mă refer la această vânătoare, mă refer numai la milițiile sau la grupările teroriste finanțate de Iran. Cu toate acestea, uitați că la peste 30 de ani după războiul din Irak, zona Orientului Mijlociu nu că nu s-a stabilizat, dimpotrivă, situația de acolo este mult, mult mai complicată. Apar peste noapte tot felul de organizații, da, finanțate, repet, de Iran. Pentru că Iranul are tot interesul ca să continue această luptă din în zona arabă, ei fiind persani, pentru a putea să-și impună punctul de vedere. Și Iranul va continua acest lucru până când fie va fi oprit de Turcia, fie va reuși să-și atingă scopul, dominarea lumii musulmane.
Ce face domnule profesor Ștefan Ciochinaru cu noile idei, iată, care vin, am crezut că Bibi Netanyahu, pe măsură ce va fi îndepărtat de la putere, Israelul își va reveni și vom scăpa, dar se pare că există și alți lideri politici care au aceleași idei și au priză la public. Ei consideră că aproape au terminat cu Hamasul și se pregătesc să facă, să întărească ideea unui conflict cu Hezbollahul și de ce nu cu Libanul, dacă tot am ajuns acolo. Nu, dar sunt puțin înțeasă că nu înțeleg exact sensul întrebării noastre. Sensul întrebării mele este că credeam că vor să rezolve problema Hamas în Gaza. Au bombardat Gaza, au eliberat-o, au ajuns la concluzia asta. Și acum... Nici vorbă de așa ceva. Deci războiul din Orientul Apropiat este înainte de orice un război al tuturor extremiștilor arabi și evrei deopotrivă. Lupta Israelului împotriva propriilor extremiști se desfășoară înăuntru societății israeliene și este una îngrozitor de grea și de frustrantă în același timp. Cealaltă bătălie, cea împotriva extremismului arab, nici măcar nu mai are loc împotriva palestinienilor. Ea se duce împotriva grupărilor înarmate și coordonate de Iranul fundamentalist al ayatollahilor, atât pe teritoriul Gazei și Cisjordaniei, cât și în Liban, în Siria, în Irak, în Yemen și în orice alte locuri s-ar ascunde aceste grupări militare care sunt finanțate de către Iran. Și din acest punct de vedere, da, Benny Gantz are dreptate. După eradicarea Hamas, cum foarte bine a arătat domnul Zaharia, după eradicarea Hamas, Israelul este obligat să se îndrepte împotriva Hezbollah pentru a rezolva și această mare și permanentă amenințare la adresa statului Israel. N-are cum să fie altfel. Să ne înțelegem, Hezbollah înseamnă Iran. Hezbollah se mișcă, acționează atunci când la Teheran apasă cineva pe buton. A avea o armată Hezbollah puternic înarmată, puternic înzestrată, inclusiv la nivel de stat major bine echipată cu specialiști iranieni, nu este confortabil pentru niciun stat din regiune, cu atât mai mult pentru Israel. Pe de altă parte, dacă trebuie să ne amintim că războiul din Orientul Apropiat, așa cum am mai spus-o, este o fază sau este și o fază a războiului global. Deci este o confruntare a lumii liberale cu cea fundamentalistă, iliberală și revizionistă, împotriva Iranului, ayatollahilor, împotriva tuturor tabelor fundamentaliste, fidele ale Iranului, care terorizează lumea democratică și în Orientul Mijlociu, și în Africa, și în Europa, și peste tot în lume unde reușește să-și facă o intrare. De aceea, da, Israelul trebuie să ducă mai departe această luptă. E condamnat pentru propria sa existență, este condamnat să continue după ce termină cu Hamasul, care este o altă creație a Teheranului, să ne înțelegem, va trebui să se ocupe și de verișorii din Hezbollah. Va trebui să rezolve și această amenințare pe care o reprezintă Hezbollahul. Aici nu, nici măcar, cum să vă spun, nu sunt dezbateri. Aici n-are nimic de a face cu Bibi Netanyahu sau cu Benny Gantz sau cu oricare alt politician din Israel. Sunt rațiuni care țin de supraviețuirea unui stat. Și repet, noi nu trebuie să vedem lucrul ăsta în gust, e o treabă între evrei și arabi, nu, este o fază a războiului global. Amintiți-vă că atunci când s-a declanșat atacul Hamas în Israel, toate reflectoarele s-au mutat de pe Ucraina, pe Orientul Mijlociu, pe Gaza. Amintiți-vă că în acel moment a fost începutul ruperii liniilor de aprovizionare către Ucraina, care au culminat cu 7 luni în care ucrainienii nu au pierdut nimic, nu au primit nimic, dar au pierdut inițiativa pe front.
a fost nevoie de 7 luni în care Ucraina să fie sabotată pentru ca cursul războiului să fie inversat în favoarea rușilor. Știți foarte bine ce s-a întâmplat. În cele din urmă, la apelul agențiilor de securitate americane care au arătat republicanilor din Congres în ce pericol se află lumea liberă datorită acestei politici, a fost reluat ajutorul și iată acum încet, încet rușii încep să fie încetiniți, să vor fi stopați, se va întoarce probabil cursul războiului, dar cu foarte mari sacrificii, cu foarte mari pierderi. Deci despre asta vorbim. Lucrurile sunt legate între ele. Să știți, sunt legate cu ce se întâmplă în centura subafricană, unde se taie liniile de aprovizionare cu energie, cu uraniu către Europa. Toată industria nucleară franceză funcționează cu uraniu care vine din Africa, trece pe acolo prin zona. Și nu numai, e vorbit și de petrol. Da, vă mulțumesc mult. Da. Acest război din Orientul Mijlociu a început acum 3.000 de ani, durează și acum și va mai dura vreo 3.000 de ani după ce noi nu o să mai fim. Este foarte greu de a pacifica. Dar exact cum a spus domnul profesor, Israelul este obligat, dar obligat, să reziste dacă vrea și să continue războiul dacă vrea să mai existe vreodată ca stat. Acum, înainte de a vă mulțumi că ne-am întâlnit astăzi și că ați participat alături de discuția noastră și alături de prietenii noștri care ne urmăresc, aș vrea să aduc și eu o discuție pentru că ați pomenit de uraniu. Și România a avut mine de uraniu, dar iată le-a închis. Poate că nu este nevoie, poate că nu este cerere pe piața globală, poate că nu avem destule investiții pe... Nu, informația nu e completă. Să știți, minele de uraniu exploatate de companiile ruse se află în exploatare. Exact, exact. Cele deținute de statul român au fost închise. Exact. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați întărit încă o dată această idee. Asta și această apropo convingere. Asta apropo de cum funcționează Lukoil în România. Apropo. Vă mulțumim mult, domnule Ștefan Ciochinaru, că ați participat alături de noi la această discuție care mi-a făcut o deosebită plăcere. Domnule Sorin Zaharia, mulțumirile mele se adresează și către dumneavoastră în același timp. Mulțumesc mult de invitație și mulțumesc și domnului profesor. Și dragi prieteni care ați avut răbdare, iată, timp de aproape 2 ore să fiți alături de noi, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați avut posibilitatea să stați alături de noi. Dacă nu ați văzut discuția noastră de la început, bineînțeles, vă invităm pe canalul nostru de YouTube, pe Sens TV Ro. Pe mine mă găsiți de asemenea pe YouTube, unde mai punem câteva frânturi de discuții mai interesante pe Sorin Manea Ro, tot pe YouTube. Nu uitați să vă abonați la Sens TV Ro, să comentați toate emisiunile pe care le distribuim aici pe canalul de YouTube, pentru că numai așa vom putea să știm ceea ce vă interesează și ce teme doriți să abordăm în continuare în cadrul emisiunii Sens Național. Aici pe Sens TV urmează de la ora 22 în fiecare zi, de luni până vineri, Astrologica, iar noi facem Sens Național de luni până miercuri de la ora 20. Acestea fiind zise, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit și vă așteptăm și altă dată cu drag.